22 iunie 1941. Conducătorul de Ordinul Suprem. Ostași, ordon, treceți prutul. Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și miază noapte. Desrobiți din jugul roșu al bolșevismului de frații noștri codrobiți. Reîntiniți în trupul țării glia străbuna basarabilor și codrii voievodale Bucovinei. Ogoarele și plaiurile voastre, pe tot întinsul țării libere, poporul în genunche și glasul strop se ridică spre cer, aducând timp de slavă și mulțumire a tot puternicului. Țara reintră pe drumul marelui său destin. Într-un entuziasm delirant, în ziua în care începe războiul contra barbariei bolșevice, mulțimea manifestează cu susținere pentru marele Reich German. Pentru Führerul Adolf Hitler la legația Germaniei, aclamând pe vicepreședintele Consiliului de Ministri, domnul Mihai Antonescu și pe ministrul Germaniei. La legația Italiei, mulțimea manifestează cu același entuziasm pentru fascistă și pentru vice. Românii au întins fora Unirii, în bolul închegărilor în spirit, în hotare, în jertfă. La președinția Consiliului, mulțimea manifestează pentru căpetenia oastei române, generalul Ion Antonescu. Thank you.